Investițiile în domeniul viticulturii își arată roadele. Lansarea gamei de vinuri Minima Moralia, produsă de domeniile coroanei Segarcea de la Palatul Cec, în prezența alteței sale regale, Principesa Margareta, a fost fastoasă. Colecția Premium propune consumatorului unele dintre cele mai bune cupaje și vinuri obținute din soiurile Cabernet Sauvignon, Marcellin, Syrah, Fetească Albă, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Rosé, Viognier și Tămâioasă Românească. Dacă adevărul este în vin, natura umană se dezvăluie prin ochii oamenilor. În acest spirit, identitatea vizuală a brandului Minima Moralia surprinde sentimentele și valorile umanității, respectiv onoare, respect, dăruire, speranță, recunoștință și sinceritate printr-o tehnică rară de la începuturile fotografiei. Considerăm că este un minim de valori care sunt fundamentale lucrului temeinic și bine făcut în general, în lumea asta. Am încercat, cum să zic, să respectăm, în primul rând, trecutul. Pornește din recunoștința față de oamenii cu care am reconstruit și am reclădit domeniul coroanei, recunoștința față de pământul care ne-a dat produsele astea și cu speranța că va veni o vreme mai bună pentru toată lumea. Continuăm să dăm valoare mai multă locului și a produselor pe care le facem. Mai este încă mult de muncă în sensul ăsta. Și o dovadă este chiar colecția pe care o lansăm în seara asta aici la București. Comunitățile umane, numite generic națiuni sau popoare, au în spatele lor o îndelungată tradiție. La rândul ei, această tradiție se bazează, am putea să fie chiar că rezultă, din anumite semne de reguli, de obiceiuri și de valori. Dacă ne pierdem valorile, ne pierdem identitatea și dacă ne pierdem identitatea ca popor și ca individ tot separat, pierdem totul. Într-un fel, fiecare dintre noi e dator să lupte cu această plată. Pentru că de noi și numai de noi depinde să ne apărăm și să ne conservăm valorile. Programul investițional în valoare de 40 de milioane de euro, inclusiv fonduri europene, început în 2004 la Podgoria, domeniul coroanei Segarcea, a vizat refacerea întregii plantații, reconstrucția cramei și extinderea acesteia în conformitate cu tehnologiile moderne de producere a vinului. Astfel, cele 300 de hectare au fost replantate cu soiuri selecționate, furnizate de pepiniere din Italia și Franța. Dacă respecti pământul și îl cinstești prin muncă așa cum fac cei de la Segarcea, rezultatele nu sunt jumătăți de măsură, iar colecția Minima Moralia atinge perfecțiunea unei tradiții milenare.